Capitolul 25. A treia cuvântare a lui Bildad. Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis, Puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu. El face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. Cine ar putea să-i numere oștile? Și peste cine nu răsare lumina lui? Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată, în ochii lui nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui. Cu cât mai puțin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermușor. Capitolul 26. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: cât de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii, cum dai tu ajutor brațului fără putere, ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere, ce belșug de înțelepciune dai tu la ivială, către cine se îndreaptă cuvintele tale și al cui duh vorbește prin tine. Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape și sub locuitorii lor. Înaintea lui, locuința morților este goală. Adâncul nare acoperiș. El întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Leagă apele în norii săi și norii nu se sparg sub greutatea lor. Acopere fața scaunului său de domnie și își întinde norul peste el a tras o boltă pe fața apelor, ca hotar între lumină și întuneric. Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Prin puterea lui tulbură marea, prin priceperea lui îi sfarmă furia. Suflarea lui înseninează cerul, mâna lui străpunge șarpele fugar. Și acestea sunt doar marginile căilor sale și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor lui puternice cine l-va auzi? Capitolul 27. Cel din urmă răspuns al lui Iov. Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde și a zis: Viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel puternic care îmi amărăște viața, că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat. Departe de mine gândul să vă dau dreptate. Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția. Țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi. Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele vrăjmașul meu să fie ca cel rău și potrivnicul meu ca cel nelegiuit. Ce nădejde mai rămâne celui nelegiuit când îi taie Dumnezeu firul vieții, când îi ia sufletul? Îi ascultă Dumnezeu strigătele când vine strâmtorarea peste el? Este cel atotputernic de sfătarea lui? Înalță el în tot timpul rugăciunii lui Dumnezeu? Vă voi învăța căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile celui atotputernic. Dar voi le cunoașteți și sunteți de același gând. Pentru ce dar vorbiți așa de prostește? Iată soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moștenirea pe care o hotărăște cel atotputernic celui nelegiuit. Dacă are mulți fii, îi are pentru sabie și odraslele lui duc lipsă de pâine. Cei ce scapă din ai lui sunt îngropați de ciumă și văduvele lor nu-i plâng. Dacă strânge argint ca țărâna, dacă îngrămădește haine ca noroiul, el le strânge, dar cel fără vină se îmbracă în ele și de argintul lui omul fără prihană are parte. Casa lui este ca aceea pe care o zidește molia, ca o colibă pe care și -o face un străjer se culcă bogat și moare despoiat, deschide ochii și totul a pierit. Îl apucă groaza ca niște ape și noaptea îl ia vârtejul. Vântul de răsărit îl ia și se duce, îl smulge cu putere din locuința lui. Dumnezeu aruncă fără milă săgeți împotriva lui și cel rău ar vrea să fugă să scape de ele. Oamenii bat din palme la căderea lui, și îl fluieră la plecarea din locul lui. Amin.